Bine v-am găsit! Astăzi vom discuta puțin despre modul în care am organizat acest canal și cum am împărțit subiectele despre care vom discuta. Practic, am făcut o listă de playlisturi în care puteți urmări diverse subiecte și le puteți urmări în ordine pentru a fi mai facil să identificați un anumit subiect de care sunteți interesați, chiar că este vorba despre investiții sau poate tool-uri utile sau software educativ, tool-uri utile, instrumente de calcul, poate anumite tutoriale în legătură despre cum puteți deschide un site sau informații pentru un business sau afacere, poate vă este ceva util. Le voi lua pe rând și voi prezenta, voi face o mică prezentare pentru fiecare categorie în parte. Voi începe cu partea de investiții și am creat, sunt mai multe playlisturi și voi mai adăuga pe măsură ce vom avansa pe acest canal. În principiu sunt diverse playlisturi aici, de exemplu îl vom lua pe cel cu ghidul de investiții la bursă. Dacă deschidem acest playlist, am pus în ordine anumite subiecte ce le-am considerat că ar fi utile și de interes pentru cineva ce este începător în investiții și practic poate urmări din partea din dreapta fiecare video. Este o serie de 11 și voi mai adăuga pe parcurs cu ceva ce mi se pare util sau ce voi mai găsi și prin sugestii și comentariile voastre. Și este practic o miniserie de videouri prin care puteți afla câteva noțiuni introductive în legătură cu investițiile la bursă. De asemenea, mai sunt playlist-uri cu ETF-uri. Aici veți găsi ETF-urile pe care le-am descris de-a lungul timpului, cum putem investi. De asemenea, le puteți lua în ordine sau puteți vedea aici fiecare ETF în parte pe care l-am studiat și l-am analizat. Și voi mai adăuga aici pe parcurs. De asemenea, mai avem și un playlist cu independență financiară în care vorbesc despre câteva calcule pe care le-am făcut din punct de vedere al independenței financiare, idei de construire venit pasiv și la fel voi mai adăuga în acest playlist pe măsură ce vom mai avansa. Mai avem un playlist și despre criptomonede. De asemenea, acesta va fi actualizat pe măsură ce mai adaug videouri noi și mai sunt și altele, de exemplu în playlistul de investiții și finanțe personale, educație financiară, veți găsi și videouri ce nu se regăsesc într-o anumită categorie de aici și le veți găsi în acest playlist. Un alt playlist cu informații ce le consider interesante este playlistul de ANAF, declarații și eliberări documente, în care ce avem practic cum ne putem crea un cont la ANAF și declarația unică. Pe măsură ce vor mai exista actualizări în viitor, voi mai adăuga și aici videouri, cum declarăm câștigurile din investiții la bursă, cereri online și eliberări documente de la instituții publice și alte informații utile în legătură cu documente și cum ne putem genera anumite documente pentru a ne facilita interacțiunea cu instituțiile statului și nu numai. De asemenea, am mai creat un playlist în legătură cu, l-am redenumit pentru afacere business. În principiu sunt diverse informații, de exemplu cum ne putem deschide un magazin online rapid, înregistrare nume de domeniu, dacă dorim să ne cumpărăm un anumit domeniu, .ro, .com, de asemenea formulare, cum ne putem crea anumite formulare în Google Forms pentru a, să spunem că dorim să avem un magazin și dorim să plasăm anumite comenzi, scanare documente, serviciu hosting și creare site în WordPress. De asemenea, am adăugat și aici creare cont ANAF, eliberare documente, statistici ale firmelor din România, cum poți publica un podcast pe Spotify, poate firma dorește să creeze ceva și podcasturi pe Spotify sau altceva, m-am gândit că este util. Și de asemenea și MacBook, ce putem verifica dacă dorim să achiziționăm un MacBook utilizat. Câțiva pași prin care putem să identificăm un MacBook utilizat și mai avem și alte playlisturi în legătură cu software educativ. Acestea sunt, în ultima vreme am făcut mai mult despre investiții, nu mai m-am axat atât de mult pe soft educativ, dar cum
mai aflu ceva ce mi s-ar părea util și pe care vreau să-l prezint, se va regăsi aici sau probabil într-un playlist nou. De exemplu, la editare foto-video, trucuri folositoare, utile, software pentru conferințe online și în principiu avem o rubrică EduTricul săptămânii în care prezint diverse teme în legătură cu soft educativ când mai apare ceva nou. Cum ar fi acesta cu Spotify-ul, cum ne putem genera certificatul COVID și verificarea expirării ITP, ce mi se par lucruri utile pe care le putem folosi în viața de zi cu zi. Sper că veți regăsi informații interesante și utile pe acest canal și în aceste playlisturi și sper că vă vor veni în ajutor. Vă mulțumesc că urmăriți acest canal. La revedere!